Mai tare melodie din univers. E foame. Bună dimineața și bine v-am regăsit la Curiosity. Ce Salut, număr? George? 218. Și avem pentru voi ceva foarte tare. În afară de spor la cafeluță în această dimineață, binecuvântată, avem ceva în, în premieră absolută. Cum ziceam, e foame. Exact. Ce ai vrea, care e cel mai tare mic dejun la care nu te-ai gândit niciodată? Asta. Asta. Faceți cunoștință cu noua noastră colecție de tricouri și de peciuri de pe gb.ro. Asta este cea mai tâmpită idee pe care am avut-o în ultima vreme. Uh, Ajutați-mă, vă rog, scăpați-mă de ele ca să nu creadă Lorena că am cheltuit banii businessului de pomană. <laughs> Luați-vă mici de pe gb.ro. Avem la porție de patru, cu tot cu pâine, cartofi prăjiți și muștar. Și un pic de usturoi acolo în spate pentru cei care au gusturi desăvârșite. Usturoi. Da, acum am, acum am prins eu și, okay, și, că e și sunt și cartofi și, Se pun cartofi de obicei, mici vin cu pâine și muștar, aia e clasicul. Da, dar la noi e cu extra, e bonus. Am dat, am dat un okay, usturoiul e binevenit acolo. Totdeauna. Ai mâncat vreodată cu usturoi lângă? Da. Adică, serios, despre ce vorbim aici? Aruncați o privire pe gb.ro pentru că avem cantități limitate de mici și nu numai. Mai sunt și alte peciuri pe care te lăsăm să le descoperi. Avem o colecție de 8 peciuri diferite, unul mai trăznit decât celălalt. Încă o dată, insist, ajutați-mă să scap de ele pentru că este o idee tâmpită din creierii opții care nu cred că va avea succes. Doar sper. Demonstrați demonstrații că nu are dreptate. Ajutați-mă, vă rog, să nu irosesc banii business nostru, pentru că, încă o dată, este cea mai tâmpită idee pe care am avut-o în ultimul an și jumătate de când mă chinui să le fac, a fost infernal de greu să le produc la nivelul de calitate pe care l-am făcut, nu veți găsi, vă garantez pe piață, peciuri mai bine executate decât ale noastre. Nu există. Păi nu, pentru că s-a făcut în altă țară. Să făcute foarte departe, dar am căutat cea mai bună fabrică de peciuri din lume. Și de tricouri. Nu există peci de o calitate mai bună de atât. Nu există. Tr tricoul este foarte soft. Da, cele mai bune tricouri sunt tot la noi. Tocmai de aceea am și gândit-o așa. Îți tricou, și ție peciuri câte vrei. Și faci așa. Te-ai te plictisit de pe de astăzi, nicio problemă, vii cu ăla de mâine. Și mai avem încă o dată alte șapte modele diferite pe care te lăsăm să le descoperi pe GB.ro. Deci ne o să le tot vezi la Curious în următoarele două luni. Începem cu cea mai tare chestie din punctul nostru de vedere. Lip, trebuie să pune și o bere lângă oare? Dar, <laughs> da nu, îți iei tricou cu mici cu muștar și facem peci cu bere ca să-și să, -și, ca să -și pună prietenul tău. Exact. De? Exact. Așadar, cumpărațiile câte sunt, nu am făcut cantitate mare pentru că nu sunt ieftine. Nu sunt ieftine de produs în primul rând, apoi de transportat, de vămuit, de listat. Îi mulțumim Ioane că le-a pus pe magazin. Aruncați repede o privire, vedeți dacă vă plac și o să facem și bundle cu ele, însă garantez, nu găsiți localitate mai bună. Dacă tot suntem la început, trebuie să mai fac o promovare foarte rapidă pentru cel mai important eveniment al primăverii. Intrați acum pe george.ro ca să vă luați bilet la Curiosity Summit ediția a doua va aduce pe scenă mai multe lucruri în premieră decât prima ediție. După ce oamenii ne-au certat că la prima ediție am adus prea mulți speakeri, am încercat să aducem mai puțin data asta. Ne-a ieșit? Nu. Nu. Așa că și de data asta o să avem o zi plină cu noutăți, inovație în internet și tehnologie și nu numai. Vă garantez că dacă nu veți pune wow de cel puțin 5 ori pe parcursul zilei, nu știu, vă dau, vă dau peciuri cu mici și muștare. Dar, dar este, este imposibil să nu afli ceva de care nu știai că există: că se cercetează într-un laborator în România sau că este un produs care s-a făcut deja aici, în România. Nu zic nimic. Nu, nu pot să mă pronunț. Nu, nu pentru că uh, lucrez la chestia asta de când am terminat prima ediție și deja, apropo, am două chestii foarte tare pentru ediția din toamnă. Abia așteptăm. Da, acest Curiosity Summit începe să prinde propria lui viață, așa cum o face și podcastul Curiosity care vine iată o dată pe săptămână și are din ce în ce mai mulți oameni care îl urmăresc lucruri pentru care vă mulțumim. Apreciem că veniți în număr din ce în ce mai mare să vedeți aceste emisiuni ale noastre cu noutățile astea care ies din internet și tehnologie. Îi apreciem și mai mult pe membrii care ne susțin cu abonamentele lor, lor, lunare. Abonament, cei care plătesc abonamente din rangurile superioare, evident, vor primi invitații gratuite. Trebuie să încurajăm pe tot mai mulți să devină membri și să susțină munca noastră. Așa că, de la început, dați un like acestui video. Mi-am făcut treaba? Mai avem vreo promovare? Da, păi ca să ajungi la, bă, în țara aia depărtată unde ai luat tricourile, îți trebuie un VPN. Perfect! Hai să vă facem o promovare de VPN la super ofertă, parteneriatul nostru cu cei de la Surfshark Continuum. Bine, parteneriat. Ar trebui să mă și pe mine acolo. <laughs> exact! Stai acolo. Po în poza aia aveam 10 kg în plus, de astea da. alte discuții. Ideea e că dacă ai nevoie să accesezi internetul într-un mod foarte sigur, va trebui să o faci de pe VPN. Mai ales că acum deepfake-ul și cu hackerii sunt la mega putere. Anul ăsta va fi cea mai mare activitate de hacking din este, lume. Este deja. este deja. Da, Au trecut două luni, trei luni de zile ne așteptăm să fie cea da. mai mare din lume ever pentru că sunt alegeri în foarte multe state și bineînțeles fiecare încearcă să-și ia felia lui. Tocmai de aceea ca să nu îți ia cineva felia ta, adică datele contului sau datele cardului sau informații pe care le, le folosești. Folosești un VPN cum ar fi Surfshark care te ajută să fii în siguranță, te ajută de exemplu să vezi seriale și filme dacă vrei de pe platformele consacrate deja, dar din altă țară. Sau poate vrei să fii sigur că adresa ta de mail n-a ajuns cumva la hacker și poți să o verifici tot cu ajutorul lui Surfshark, să faci și o, o verificare în bazele de date ca să vezi dacă nu cumva parolele tale au scăpat pe internet. Cel mai important punct pe care poți să-l dau, nu o să scap de chestia asta, o să trebuiască un VPN dacă vrei să folosești cel mai tare uh, large language model AI de pe planetă momentul ăsta, cloud AI, cloud.ai, cloud.ai, nu merge decât prin VPN, pentru că deocamdată nu au deschis pentru România. Așadar, vă un cont de pe străinătate uh, și uh, doar așa o să-l poți accesa. Vă încurajez să testați și alte lucruri. Eu așa am făcut, că altfel nu reușeam. Prețurile Ce pe e? care le vedeți sunt foarte competitive. Aveți încă o ofertă cu uh, 3 luni în plus. Iar la Surfshark One prețul pe lună este de 2,69 euro. Cam cât o cafea mică în București. Mică. Da, cafea mică. Fără, cafea mică, cu, da. Fără lapte. Da, fără lapte. Pe care oricum o bei fiecare zi pe asta, o dai doar o dată pe lună. Deci o zi nu mai bei cafea de acolo, o bei de acasă și îți iei VPN. Corect. Și ai scapat de, de bătaie de cap. Bun. Ce avem hai în să, de astăzi, Radu? Hai să mergem mai departe, pentru că sunt o grămadă de nebuni. Am mai scos câteva din știri pentru că erau postate pe 1 aprilie. Trebuie să fii atent acum, în luna aprilie, trebuie să vezi când a fost postat clipul respectiv sau știrea respectivă. George a găsit o chestie foarte mișto în care Uniunea Europeană teoretic... Făcea în uh, sfârșit ce trebuia să facă. Da, făcea ce, ce trebuia să facă. Teoretic, uh, din ce spune băiatul din clipul ăsta, Uniunea Europeană s-a decis ca... da' fii atent cum scrie aici. Garden Outdoor Power and Power Tool Industries Comments. <laughs> nu există societatea asta. Ok. Uh, cum ar fi că Uniunea Europeană s-ar fi decis să îi oblige pe toți producătorii de scule și unelte să folosească același tip de baterie. Lucru care este aproape imposibil, pentru că dacă te-ai uitat un pic în în, în, în magazine, fiecare producător are undeva între 70 și 150 de modele de scule care merg cu un singur tip de baterie. Fiecare are un tip de baterie. Că vorbim de Einhell, de Hitachi, de Milwaukee, de DeWalt, de o grămadă, fiecare mm -hmm. funcționează pe bateria lui, dar dacă te-ai uitat în ultimii trei ani de zile, folosesc același tip de baterie. Nu mai au trei, patru serii diferite. Exact. Și majoritatea folosesc baterii litiu-ion. Exact. Asta foarte bine. Asta este foarte bine și apropo de baterii, pentru că știu chestia este că folosesc în gospodărie trei tipuri, patru mm -hmm. tipuri diferite de baterii, mi-ar plăcea să le unific, mm -hmm. pentru că până la urmă am niște scule foarte bune de la Bosch care merg pe 18 volți Există pe Amazon niște adaptoare? Adaptoare, da, și în clipul ăsta ei le spun schiduri. Exact. Săniuțe, practic. Așa se numește. Dar, spre exemplu, dacă rămâi în ecosistemul unui singur producător, o să descoperi că poți face o mulțime de lucruri interesante cu o singură baterie, spre exemplu, de 36V. Eu reușesc, am un blower foarte puternic de praf și de frunze, care mi-a eliminat necesitatea de a folosi benzină pentru anumite da. operațiuni, înainte îl foloseam la o mașină de tuns, la o, o bor mașină serioasă, dar am descoperit mai nou că există anumite echipamente care merg bine pe 18 V, nu blowerele și nu mașinile de tuns. Pe 36 de volți am o altă mașină, spre exemplu, de pe la Kersher, care merge în continuare surprinzător de bine după 4 ani, chiar dacă e din plastic, simplă, dar o baterie sănătoasă care îi triplează valoarea. Deci când scot bateria, se ieftinește dintr-o dată cu 3 sferturi. Da, pentru că majoritatea scolilor vin fără baterie în pachet, tocmai pentru a fi um, interschimbabile. Că se, se zice că dacă intrați exact. într-un ecosistem, vei rămâne acolo și cam așa este. Exact. Dar de ce n-aș putea să folosesc aceeași baterie de 36 de volți la toți producătorii și de aia pe mine ar să mă păcălească această, această farsă de 1 aprilie, pentru că eu cred dori, că nu e doar o farsă, ar trebui dori, să fie adevărată. Ți-ai dorit chestia aia, da, da, există adaptoare. Din păcate este o, o păcăleală pentru că nu este treaba Unii, unii Europene să reguleze treaba asta. Ba da, Poate poate. să o reguleze dar nu poate regula la nivelul ăsta. Nu pot folosi același tip de baterie să fie intercompatibile între ei pentru că acolo deja intervine în business-ul uh... Ba da, poate că au făcut-o deja la iPhone. N au la făcut Apple o. au făcut-o. E vorba de baterii care nu sunt uh, interschimbabile. La bateriile astea nu pot interveni. Bateriile astea sunt consumabile, nu sunt considerate partea produsului. Ba da, sunt considerate în ecosistemul fiecărui produs. În ecosistemul lor, dar din punct de vedere pur par... tehnic, fiind interșanjabile, sunt acumulatori și acumulatorii pot fi reglementați. Da, dar nu sunt, nu sunt incluși la consumabile, sunt incluși la accesorii. I don't give, am puncte. Prin lege, Uniunea Europeană ar trebui să reglementeze unificarea acestor standarde. Și apropo, pentru cei care vor să-i niște bani, dacă aveți un aspirator de la Dyson cu un schid de genul de pe Amazon de 10 dolari, poți să pui orice fel de baterie de la orice fel de sculă de grădină și o să vezi că dintr-o dată la nu mai ține doar jumătate de oră, ține toată ziua. Da, mai există o șmecherie însă la aparatele Dyson care nu au baterii schimbabilă, la care trebuie să desfaci un șurub, chiar un șurub, nu mai mult. M-am interesat că e unul din la micuța casă, la mine, mic mini sau micro. Nu poți să-i schimb bateriile, deși nu sunt celulele lithium de 18.650. Și pentru că BMS-ul se arde în momentul în care bateria nu mai ține. Iată. de sunt tot de șmecherii pe care producătorii le fac. Eu cred că ar trebui să fie obligați să facă bateriile interschimbabile pe 18V, pe 12V și pe 36 Uite, de exemplu, aici am doi acumulatori care au costat. 15 le bucata. Ok. Sunt acumulatori litio de 800 de miliamperi. E parafi, de E parafi par din aia de 2 de, de, A, dar de. ei de fapt se numesc 14500, că sunt un mai subțiri și sunt okay. pic mai scurți. Și cât duc? De cât uh, sunt în primul rând? De 3,7 volți. A, ah, deci nu poți să-i bag într-un echipament de 1,5? Păi e nu. E periculos? Nu, pentru că acolo o să trebuie nichel metal hibrid la 1,5. Deci într-o telecomandă, dacă îi pun, telecomanda aia o să bată până în păi cartierul vecin. Sunt mai scurți, pentru că nu stau. Ah. Sunt gândit să, să fie. Să Dar nu... Ce seamănă? Da, seamănă. Ăștia sunt acumulatorii pe care o să-i schimb în periuțele de dinți defecte de acasă. Una a costat um, 1000 de lei și una 1100 de lei. Una de la, dinți, la Oral B, nenorocirile alea? Una de la Oral B și una de la Philips, care după un an și jumătate nu mai funcționează pentru că bateriile astea au cedat. Atât cost reparației. Reparație. 15 lei. 15 lei. Dar cum le desfaci? Că ele sunt capsulate. O bagi 5 minute în apă fierbinte și o bagi în încărcătorul ei și o, o, o îndoi așa, pentru că capsula aia este cu garnitură. Ce tare! Doar că, ca să ajungi la baterie, bineînțeles că îți trebuie un pistol de lipit și multă răbdare, pentru că este lipită bateria. Așa și? Îți trebuie un, un, un om care să-i dai 100 și ceva de lei, cât ar costa reparația, și să o schimbi. Nu să o arunci. Just do it. Așadar, pe principiul, pe principiul tricourilor noastre, Reciclăm. la care ai un tricou și pui o peciuri, refolosiți-vă periuțele de din, schimbați-le bateriile și economisiți așa. La fel, echipamentele de, de scule, de, de curte, de grădină, bateriile astea, din experiența mea, eu am în atelier, în atelierul meu, nu le folosesc foarte des, e adevărat, dar eu am baterii cu care am construit casa de 36 de volți. Și, da, și foarte alea, bine. dacă nu au un BMS gândit, cum l-a gândit Dyson la anumite aspiratoare, și multe dintre ele nu au, sunt 18.650. Clasicele, clasice da. acumulatori de 3,7 da. V cu capacitate undeva până în 2000 da. de miliamperi. Și alea le, le, poți și le... le pot schimba, se, se desfac. E, practic, de aia și arată bateriile așa masiv, pentru că sunt pachete de câte 3 sau de 4. Așa e. Dar știi ce am făcut? La o, am aveam o baterie de 18 V, mm. Uh, am cumpărat-o de pe internet și mi s-a părut că era cam ieftină. Și am zis, ah, ok, eu iau cu originală. Când a venit, nu pornea. Și mi-am seama de ce. Hmm. Uh, omul o băga și nu, nu se încărca. Da, ia e puțin. Ce avem noi ce Am desfăcut-o. Am luat redresorul ăla de la Victron, pe care l-avem și noi pe GBRO. Da. Care, apropo, funcționează și pentru baterii de genul ăsta, pentru că este în stare să lucreze și cu baterii pe litiu. Păi e de la 3,5V până la 12 Până la 24. La 24, așa, da. Până la 24 se duce, cel puțin. Există diferite variante. Și am pus, am pus bateria de 18V pe redresor, a recunoscut-o, mi-a mi pornit-o, pe am băgat-o în încărcătorul ei, s-a dus. Și am învățat o șmecherie. Dacă nu ai redresor, că nu trebuie să ții neapărat redresorul da. de la noi, deși ar fi, nu, nu v-ar strica un redresor de la noi, de pe gb.ro, avem redresoare foarte bune, cu Bluetooth, cu aplicație, poți pur și simplu să o legi pe direct cu o altă baterie pe plus și pe minus ca să o redresezi ca la mașini. Jump start, da. Și dai un jump start cât să îi ridici un pic tensiunea ca să plece în încărcător. M Am mai economisit niște bani? Hai să mai economisim niște bani cu aca robinetica. Am schimbat, trebuie să schimb filtrele săptămâna asta. le ne la toată lumea. Da, ne schimbăm. Da, e bună în continuare. Mă, câte vreme curge, înseamnă că filtrele își fac treaba. Până nu se schimbă gustul la apă și nu scade presiunea, nu este urgent să le schimb, dar e ideal să le schimb la 3 luni. Filtrele de apă. Dacă v-ați pus filtre de apă prin casă, ne la ieftine, de 15-20 de lei bucata, care țin 3 luni, în loc să carați peturi? Depinde de debit. Pentru că le au un debit pe ele. Și dacă îți dă le mari de 10 inci, filtrele, le ați pentru 6, chiar 9 luni de zile într-un apartament normal de da. o, două persoane. Dar dacă... da, eu le-am pus pe coloana principală. Da, pe coloana principală. Pe coloana principală, cu tot cu duș. Da, și am pe duș. Și Bine, mai scap de mătreață. Am, 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 am anumite tip, tipul de filtre pentru că n-am avut acces că asta la apartament. Dar există și filtre de, 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 duș care îți dedurizează apa și îți filtrează apa și în felul ăsta nu se mai usucă fața după ce ești din baie. Exact. Nu mai faci mătreață și alte asemenea. Bine. Hai să a... ne uităm la uriașul petrificat. Băi, domn. băi, băi, băi. Am, am făcut greșeala să stau pe internet un pic. Ai ajuns la, la, la Și am la uriașul astea. din România. Ați da. auzit de uriașul ăsta? Uriașul ăsta care a fost acolo, o mare, s-a retras apa și uite. Marea sarmatică, radu. Uite laba piciorului, acolo, uite coapsa, uite. Păi, ați auzit povestea Uriașului din România? Și ăla de jos, pietrele de jos, în capul care s-a sfărâmat și a căzut acum nu știu câte zeci de mii de ani. <laughs> am stat și m-am uitat la știrea asta de două ori, trebuie să fiu sincer. Că, na, îmi las în șoțapă cu aia cu bateriile, că și mi-am dorit să fie adevărată. <laughs> am uitat în comentarii după aia că ceva era ciudat. Ok. Și, da, e frumoasă explicația. O admir pe doamna că spune povești. Doamna, doamna care povestește ca un ghid din ăla care este sătul de turiști. Deci îmi plac foarte tare ghizii cred că, români. Cred că e luat la mișto. Cred că este o, 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 o parodie. Nu cred că e o parodie pentru care are în mână un băț cu care arată pe dimensiunea uriașului ca să poată să arate de acolo de jos și are vopsit pe el în pana mea. Alea un uriaș român. mai Înainte de Dacii Liberi. Se știe despre uriași din Biblie. Uriașii erau fia unor îngeri care s-au îndrăgostit femeile pământului. Au făcut-o fără voia Domnului, iar din cauza mărimii lor a devenit nemiloși și făceau mult rău oamenilor. Deci, doar când auzi cum când vorbești, îți cum, cum aduce aminte de cum, cum vorbeau dăm un like, nu? profesorii înainte, da. Imaginația poate să vadă forme în orice loc. Exact! Da, dacă vreți să vezi cum arată uriașul pietrificat de eu, pe fundul mării sarmatice. Eu ce zice Tudor, e cu fața spre noi sau cu spatele? Păi dacă, dacă, păi dacă s-au luat probe, la ce concluzii au ajuns? E, concluzii științifice, ne trebuie nouă. Știința știm cu toții că e dezinformare. Da, trebuie să-i dăm clipul ăsta lui Andrei Bala, că deja le facem exact ce face și el. Apropo, da, Andrei Bala ia clipuri de genul ăsta de pe internet și le explică într-un mod, nu știu cum are răbdare. Trebuie să-l urmăriți pe YouTube, da? Andrei Bala pe YouTube. Salut Andrei! Uh, apropo, îl salutăm că de obicei vine la comentarii și ne, ne salută. Îl salutăm și noi pe el. Ăsta este canalul lui de YouTube. Uh, faptul că face IQ Battle este doar unul din joburile lui, unul din proiectele lui. Comentarii epice. Să ne comentarii epice. E... Mult prea tare. Like și cu subscribe, da? Exact. Mamă, deci uriaș de piatră, zai seama? Puh, ce chestie! Dar asta este, asta este recreerea eclipsei de soare, da? Da. Uh -huh. <laughs> Ok. Te-ai prins? M-am prins bine. te prins bine. Apropo, cel mai bine s-a văzut eclipsa pe internet. Da. În, în New York au stat toți cu ochii către cer și s-a norat. Și abia în ultima clipă, pentru câteva fracțiune secundă s-a dat un pic că să vadă eclipsa parțial. Uh, da, da, au, au făcut-o, uite, mi se pare că s-a văzut bine din altă parte. Din foarte multe locuri. -a văzut, -a văzut multe în, locuri. în Mexic s-a văzut, văzut bine, în Texas. S-au strâns mulți oameni, într-adevăr. Mi-a plăcut broadcastul de la NASA, am uitat da, la câteva foarte secvențe, bun. foarte bun, foarte bun. Deci ăștia sunt cei mai buni comentatori posibili. adică i-aș pune în locul oricăror comentatori. Da. Eclipsa a fost vizibilă pe continentul Americii de Nord, mai exact spre Nord și spre Canada. Și din Mexic s-a văzut ceva, dar n-a fost chiar atât de, să zicem, reprezentativ. Și a fost spectaculos. A fost. Și nu o să mai prindem ceva de genul ăsta... În viața noastră. Ba da, ba da, ba da, o să mai fie în 2040 și ceva. N -n, de nu, La nivelul ăsta, nu. Eclipsă totală? De ce ăsta? Da. Ok. Asta este cumva un moment unic, dacă ai avut ocazia să-l. Am, am văzut că er erau live și mai mulți uh, oameni de la noi de pe TikTok, pasionați de astronomie. Uh -huh. M-am uitat la câteva secvențe și culme. Aveau chiar foarte mulți oameni pe live. Da, ce da, ce da. mă bucură. Nu, Eclipsa este un moment foarte interesant care ne reamintește că trăim <fânt> într-un univers. Mm -hmm. Care, în care nu suntem noi în centru. Da. Și că putem fi și noi afectați, chiar și de un bolovan care se învârte în jurul planetei noastre, și care până una alta este responsabil de mare, de o, o parte din viața de pe am, Pământ. Am fost apropo la observator acum cum o oră, observatorul astronomic din București. Vă invit să-l vizitați și să faceți o vizită completă împreună cu directorul de acolo. Care este un om extrem de haios și povestește într-un fel încât n-ai cum să nu pleci cu zâmbetul pe buze de acolo. Deci mi-aș fi dorit să stau știam că avem de filmat, okay. dar am, am tulit-o rapid. Deci, Foarte tare! Uh, mai avem o știre interesantă din. Uh... <laughs> Mehedinți! <laughs> Mehedinți! <laughs> Un pui de viper a fost găsit miercuri dimineața într-o clădire de birouri din Drobeta, Torul Severin. Mm -hmm. uh, una un angajat a văzut șarpele și a sunat la 112, jandarmii au intervenit și ce, -a, de auză, ce -a zis când a sunat la 112? Uh, băi, zic eu. Mi se pare Șorpili! Că deci nu mă așteptam la asta. Am uitat-o, am uitat-o. Dar da, știi, știi, pe care am prins-o din de, de două ori? A. De două ori într-o oră? Ia I-am uh, auzit pe unii pe stradă și bineînțeles mi s-a spus și mie. Uh, ți-am dat pachet? Mi-ai dat pachet, mi, -a, mi, -a dat, pachet. mi dat. Pachet? Nu știi cu pachetul? Nu. Hai ah, mă, George. Asta cu șerpelii, noi avem sticker pe WhatsApp. Hai cu veche. Apropo, avem WhatsApp pe buhnici.ro la pagina de contact. Trimiteți-i Alinei, de fiecare dată se bucură. Nu se bucură. se bucură foarte mult când mă bombardați cu sticăre. Eu îmi extind colecția de sticăre, trimiteți-mi cât mai multe și să știți că nu mă deranjează în niciun fel uh, orice fel de sticăre, în orice fel de variantă. Dacă aveți sticăre mișto pe WhatsApp, dați-le pe numărul de pe pagina de contact. Uh, Colecționez. Da, a, a devenit un mim. Uh, ăsta este domnul care a spus mi-a dat mi da, mi da pachet, mi-a dat pachet. Uh -huh. Mi-a dat, mi-a dat pachet. Era vorba de un moment care mi-a da, da. primit colivă. A, ah, și a dat pachet. Dumnezeu să-l Dumnezeu să-i primească. Mi-a dat, mi-a dat pachet. mi-a dat, da. A devenit mega viral. Și am văzut că face niște promovări foarte interesante la anumite companii. Tot cu faza asta, cu mi-a dat pachet. Dar e bună. Okay. Asta este chestia virală a săptămânii. Da, ok. După care un pui de viper a fost găsit într-o clădire de birouri din Mehedin și un angajat a sunat la 112 unde nu a spus șerpili. Șerpili. Dar vipera a ajuns, bineînțeles, în habitatul ei natural, acolo unde trebuia să fie. Probabil s-a rătăcit, era foame, era sete și... Cum arată habitatul natural al unui viper, Radu? În ierbă, acolo. Ah. <laughs> habitatul natural este, nu este în casă. Cream că era la fabrica de silicoane. <coughs> Un angajat a văzut șarpele în toaleta firmei și a sunat la 112. Jandarmii au intervenit de urgență, au ridicat puiul de viperă Cum și l-au eliberat apoi în habitatul natural. Era sete. Păi nu și... poți să judeci. Exact. Așadar, mulțumim jandarmilor care și-au făcut datoria față de altă specie și în numele tuturor viperilor din lumea întreagă, Doamne ajută la toată lumea. Băi, aveți grijă la șerpi, că am înțeles că s-au mulțit destul de mult. Foarte în mult. În ultima perioadă și mai ales pentru cei care merg pe munte. Uh, sfatul cu uh, scociu, dar luați-vă pantaloni lungi. E, e da. foarte indicat să vă luați pantaloni lungi, pentru da. și ghete, pentru că și viperele s-au mulțit, s-au mulțit și uh, țânțarii, în primul rând, da. și uh, alea, alea, care mușcă și îți dau boala. Am uitat că am Căpușele. De. Căpușele, așa. Iată, Pantalon lung, indiferent de cât de cald este afară, folosiți pantalonii uh, ventilați dacă e nevoie, au ștraifurile alea pe lateral care se schid cu fermoar, dacă mergeți pe munte nu vă duceți în foiță sau în ginș, luați-vă pantaloni tehnici de 150-200 de lei, e mai bine decât alternativa, decât să vă zgâriați, să vă multe chestii. Da, aici nu mai e o chestie pe care poți să o previști Hai că sunt atent. N-ai cum să -ai fii cum. atent. Sunt animale sălbatice, da. sunt păi, Și sunt lângănii. foarte multe cărări care în perioada asta anului sunt uh, foarte nierbate, pentru că explodează vegetația, da. până când trec destui de mulți oameni pe acolo ca să calce uh, cărarea și să o lățească. Uh, în Trascău, spre exemplu, sunt foarte înguste și sunt mm -hmm. pline de spini și în toate tufele alea mai sunt și vietăți. Da, șerpi în, prim, în primul rând sunt destul de mulți. Mai ales prima da. Iar cea mai învățată de la oameni care știu mai bine, cu cât devine mai cald, cu atât șerpii vor deveni mai plimbăreți. Nu? Și mai veninoși. Mai veninoși? Uu. Uh. există o legătură directă între cât de puternic e veninul și cât de cald e afară. A, asta am înțeles eu. Șerpii sunt animale cu sânge rece, deci automat o să iasă, o să, iasă să se încălzească. Exact, deci o să te întâlnești cu ei. Da. Hai să vedem ce am făcut săptămâna asta. Radu a fost cel mai activ dintre noi pentru că eu de ocupat cu Curiosity Summit că am uitat să public Ford e fost 50 Lightning, o să-i dau drumul cred că în seara asta că azi okay. e joi. Azi e joi, da. Când înregistrăm noi, o să-l fi văzut până până în weekend. În perioada asta avem podcasturi foarte bune, avem Curiosity mai puține materiale pe canal, însă apreciem dacă veniți să vă uitați și la alte lucruri pe care noi le-am făcut în ultima perioadă. Iar Radu s-a concentrat pe legile pentru inteligența artificială de care aveam mare nevoie și care au venit în ultima perioadă și trebuie să le știi, pentru că s-ar putea să cazi sub incidența lor dacă faci o tâmpenie. Da, inteligența artificială a fost reglementată destul de drastic în Europa, cel puțin la nivel teoretic. La nivel practic, însă, nu sunt finale și mai durează până în 2025. Sper însă că să intre cumva și retroactiv, că dacă legea nu este aplicabilă până în 2025 măgările care se vor face anul ăsta la alegeri nu vor putea fi pedepsite. Pe de altă parte, sper din suflet ca și România și la fel și celelalte țări să se trezească pentru că e și responsabilitatea noastră să venim cu pachetul legislativ pe care să-l aprobăm și să-l integrăm da. în, în aceste legi. Așa Momentan este. totul este destul de vag. Știm doar că există patru niveluri de să zicem de intensitate, ca să spun așa, Fă patru niveluri de risc. De la cel mai mic, unde este doar o, o mențiune pe un site, de exemplu, vezi că informația de aici este poate făcută cu inteligență artificială, până la chestii care sunt total interzise și, spre norocul nostru, Uniunea Europeană interzice monitorizarea și. Uh, monitorizarea individuală cu inteligența da. artificială și profilarea pe inteligență artificială. Deci, practic, n-ai voie să uh, filmezi oamenii și să îi, îi analizezi cu camerele de inteligență artificială și apoi să faci orice cu informațiile respective. În primul rând, n-ai voie să le folosești. Pe de altă parte, uh, ce nu se spune în legea asta este că fiecare stat este responsabil de partea de securitate uh, proprie și personală. Și din câte am înțeles, uh, vor să apară niște legi prin care în România uh, cineva vrea să uh, lanseze niște legi noi, acum înainte de alegeri, prin care să poliția să poată folosi orice imagini de supraveghere de pe orice cameră, indiferent că este publică sau privată. Deci, practic, să fie obligat, ca și posesor al unor camere de supraveghere dintr-un magazin sau dintr-un spațiu care are vedere nu. jur. De... Chestia asta nu are cum să fie legală. Uh, Spațiul privat, de-aia zice privat, că nu e public și da, îți trebuie vezi, doar, doar cu mandat să poți să se să imagine de ceea ce Dacă asta, Chestia asta vor să scoată de sub incidența legii uh, în momentul de față, să se poată să poți să. Pot să ca poliția sau organele respective să ceară imaginile fără să aibă nevoie de mandat. Nu, nu ar trebui să poată lucrul ăsta. Fără, fără mandatul dat de un judecător nu ar trebui să fie posibil lucrul ăsta, pentru că de aici e spațiu privat. True. Dar vezi că ne confruntăm cu chestii de genul ăsta. Bine, ne confruntăm cu multe chestii și pe ultima 100 de metri până se iasă de la putere vor da niște legi din alea tâmpite, știi, noaptea ca hoții, dar până acolo mai avem. Astea. Uh, am mai făcut două videouri, uh, acum am primit un pic de, de rezistență și mi se pare normal pentru că am schimbat cumva domeniul, cel puțin la ultimele două videouri, legat de ce, despre ceea ce vorbești. Uh, păstrăm și tehnologia pe cavaleria, doar că sunt multe lucruri pe care le-am mai menționat de-a lungul timpului și oamenii mi zis, de ce nu facem un clip despre chestia asta. Așa că am vorbit despre, în cazul de față, 10 greșeli la cumpărături care te costă uh, și în clipul anterior, care mi se pare că a fost extraordinar de bine primit, am vorbit despre 15 lucruri pe care arzi undeva la 1800 de lei în fiecare lună. Uh, și mulți oameni mi-au dat dreptate și mi-au spus că în, în mare parte gândeau și ei destul de similar okay. și unele dintre lucrurile pe care le-am spus acolo le-au le le luat în calcul. Nu vă dau mai multe detalii, este vorba de economie și des, despre experiența uh, mea și a multor uh, oameni pe care i-am citit sau i-am întrebat. Legat de cum să-ți drămuiești banii, cum să-ți faci cumpărăturile și cum să evici, eviți Correct. risipa la un nivel industrial. Ca să da. spun așa. Pentru că, în momentul în care mergem la cumpărături și intrăm în frenezia, aia, ajungem să cumpărăm lucruri din care jumătate ajung la gunoi. Am garantat. Văzut, am văzut o mulțime de clipuri pe TikTok cu uh, haul-ul de cumpărături. Nu se mai practică doar cu haine și cu bijuterii. Haul. Shopping spre. Ah, hauling. Hauling. Mamă, ca în pandemie. Da. La făină. Dar acum a venit, a, a început la nivel agresiv, încât văd oameni care dau 1500-2000 de lei pe un coș de cumpărături din supermarket, cu care, dacă te uiți acolo, nu trăiesc mai mult de o săptămână, o săptămână și jumătate, două persoane. Și nu au niciun fel de chestii. Adică, sunt exact sfaturile pe care le-am dat aici. Pe de altă parte, vreau să salut scumpirea la chipsuri. A, acum ai observat? Nu, acum, acum am văzut că a observat internetul și a început să plângă și am, am, am zis a, ce tare, în sfârșit. Și până acum n-a observat? A, acum a devenit un subiect de discuție pe internet și pentru cei cu bani. <gătă -s> <gătă -s> Îți faci și tu acasă. Așadar, mă bucur foarte mult că s-au scumpit. Faceți-vă, uh, faceți, -vă, faceți -vă cumpărăturile cu înțelepciune și încă o dată. Dacă te duci fără listă la cumpărături, asta este experiența mea personală, există riscul să cumperi cel puțin dublu. Oricât de sigur te știi tu pe tine. Dublu, du te du flământ. dublu la chestiile la care uh, nu contează, adică da. care nu sunt nutrienți principal, că nu o să exact. te -o să iei 3 kg de carne în loc de 1. Exact. Mai multe ponturi în clipul lui Radu. Acum mai să trecem un pic la legi locale și, doamne, 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 te doamne, capul iarăși aberație camerea, da. mai mare decât asta nu am auzit. Și fiți atenți, țineți-vă bine, nu o să vă vină să credeți, o să iau partea păcănelelor la faza asta. Nu, nu o să o iau. Însă, felul în care s-a dat legea asta cu interzicerea păcănelelor în localități mai mici decât 15.000 de locuitori, mi se pare că este atât de prost făcută, intenționat ca să poată fi uh, desfințată. E de fațadă. E de, e de fațadă, e, este nu. ușor să fie contestată. E, și asta, una la mână, dar este de ochii lumii. Despre ce vorbim? Uh, Parlamentul a decis că săile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot mașină, adică păcănele, păcănele, efectiv, nu pot fi amplasate în localități cu mai puțin de 15.000 de locuitori. Asta înseamnă la sat, la comună, la țară și în orașele mici. În orașele mici, unde oricum veniturile erau considerabil mult mai mici decât în orașele mari, pentru că știm că și păcănelele sunt impozitate și banii exact. se duc la stat. Deci, și atunci, statul, întrebarea statul, este... Statul și-a păstrat cumva veniturile și a, a, a reușit a, să nu și -a, surprins să nu surprins! Sunt venituri, venituri foarte bune la păcănele în satele astea mici. Cumulativ cu uh, o, o sală de jocuri pe, pe kilometru ah. în orașele mari, unde ai milioane de locuitori. Pe kilometru, sunt mai, mai multe pe kilometru. Da, corect. Mă gândesc doar aici la intersecția de da. uh, Smaranda-Brescu cu Carafil. Deci felul care s-a dat legea asta arată clar o rezistență fantastică a industriei și nivelul de corupție uh, și de, uh, de cât de puternic este mafia în Parlamentul României când vine vorba de lupta împotriva păcănelelor. Pe păi, lupta este a noastră cu păcănelele, nu a Parlamentului. Bana, nu, există câțiva oameni care au, au trecut la le legislație, au dus-o în Parlament da. și sunt mai multe inițiative care sunt blocate, cred că vreo trei proiecte de lege în momentul ăsta, care sunt blocate în diferite etape în Parlament pentru a scoate în cele din urmă păcănelele din localitate cu totul. Chestiile astea nu se întâmplă așa de ușor și avem exemple și țările de lângă noi, de Polonia. Țările sărace, în, în curs de dezvoltare sau cu o educație redusă, pentru că în țările civilizate nu ai păcănele în centrul orașului la un moment dat erau, dacă nu mă știu, și în Germania. Și s-au cam scos. Da, dar tocmai de aia trebuie să... Tre -să, tre -să cu, în America, cu, cu, de ce nu ai în, în, orașe? De ce ai doar în afara orașelor? Pentru că, apropo, în Las Vegas, nu ești în Las Vegas acolo, este o enclavă, clavă, da. chestia cu cazinourile. Da, e enclavă. E făcut special. E se numește Paradise City, pentru cei care vor să știe. Ala nu Las Vegas. Am mai povestit pe chestia asta. Deci, partea asta cu păcănelele, cu slot mașinile și cu chestiile astea, nu are ce căuta în oraș, acolo pe unde ai trafic mare de oameni. Trebuie să pui o minimă barieră între... Dar, de fapt, am vorbit despre chestia asta cu Eugen Hriscu într-un podcast acum aproape 2 ani, care, din cauza scandalului meu de imagine din vara lui 2022, pare să fi trecut un pic neobservat. Insist, nu trebuie să vă pese prea mult de mine. Uitați-vă foarte, foarte bine la ce spune acest doctor-psihiatru care lucrează cu adicția și care spune în continuare că simplu fapt că avem păcănele peste tot, face adicția să crească pentru că deși noi ne credem noi șmecheri că putem să rezistăm tentații, nu este adicție chimică în o odată ce a ajuns prima dată la tine. Vedeți podcastul din serie IGDLCC, căutați Eugen Hriscu, IGDLCC pe YouTube, vedeți acel interviu și o să înțelegeți. Sunt o mulțime de oameni cu adicție care au venit să-mi spună la comentarii că da, simplu fapt că le văd în drumul lor din fiecare zi, îi atrag pentru că sunt colorate, bling, bling, intri, te duci. Cred că statul și cei care sunt în măsură să blocheze uh, păcănalele în orașe, nu vor face decât după ce vor înțelege că calcul matematic, economic, este că un, ei vor statul pierde mai mulți bani din prisma oamenilor care joacă la păcănele acum, pentru că ei nu vor mai fi funcționali și nu vor mai putea munci și vor avea da. mai multe probleme uh, psihice care trebuie rezolvate de obicei tot pe banii doctorilor și ai statelor. Da. Societatea pe pierde viitor. mult mai mulți bani decât câștigă de pe urma impozitării păcăneanelor. Termen lung versus termen scurt. Nu, nu, chiar și pe termen scurt. Un om productiv, cum sunt cei care sunt afectați de adicție, uh -huh. valorează pentru societate, spre societate, pe exemplu, la nivelul Uniunii europene, mi se pare că costul pierderei unui vieți era la 2 milioane. Hai să zicem că la noi poate e mai mic. Dar împreună cu doctorul Hrisco am, am detaliat chestia asta. Acum gândește-te, câți bani poate să pierde cineva la păcănele? 50, 100, 200 de mii? Mm -hmm. În realitate, omul ăla, în momentul în care se pierde pentru societate, el devine un cost și la rândul lui nu mai este productiv. Exact. Și atunci oamenii... gaura pentru noi toți este mai mare. De-aia trebuie să-i ajutăm pe oamenii ăștia care au adicție. Pentru că să ai adicție nu, este o de... nu, e, o... nu e o decizie, nu alegi să fii dependent. Oamenii care au, de exemplu, o adicție și ajung, să zicem, să nu mai aibă casă, ajung oamenii în străzi, vor beneficia de ajutorul de la stat. Da. De de stat. Sunt ajutați de prieteni și de familie. Și aici nu zic că. Nu doar cu... că sunt ajutați, îi afectează, trag de ei. Exact, dar sunt ajutați, de exemplu, uite, gândește că prietenii și familia care dau banii omului respectiv, care a căzut în păcat, ca să spun așa, în loc să, să, să cheltuiască banii respectiv pentru ei pe educație, pe mâncare mai bună, pe sănătate și așa vă mai dau departe. Îi vor da unul respectiv care dacă este prins încă în, în, lațul păcănelelor, se va duce din nou se duce, îi dea la păcănele. Deci... Exact. Exact. Am mai vorbit despre chestia asta. Suntem în continuare la fel de deschiși în legătură cu subiectul. Suntem împotriva păcănelelor și voi ar trebui să fiți și vocile voastre să mai puternice decât ale noastre pentru că dacă se adună vom avea ceva de zis pe subiectul ăsta. Pentru că sunt prea puțini oameni în media care să spune ceva, pentru că prea multe televiziuni trăiesc din chestia asta. Pe mine mă șochează cât de pasibil, impasibil stăm la faptul că emisiunile de sport sunt mânjite de la un cap de la celălalt de păcănele și de pariuri sportive. Aș mai vrea să fac un apel și aici este o rugăminte uh, pentru creatorii de conținut, mai ales cei tineri, pe care i-am văzut pe platformele de social media, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, că le spunem pe nume, le... uh, bă, lăsați-o un pic mai ușor. Pentru că sunt, înțeleg, e ușor să atrage atenția oamenilor și a copiilor de, de vârsta ta. Cu ce? Cu toate scamatoriile care se fac, sau glumele, adică, glumițele de stradă. sau Le pot enumera acum, nu mă pot gândi la toate. Hai să arătăm. Întrebări aiurea, toate duc în primele 15 secunde, că mi se pare că asta e regula operatorilor de jocuri de noroc, că trebuie să-i trimiți la cadou din profil dacă ai 18 ani. Ăsta e mesajul. A apărut și un site care este de absolut toată gena sincer. Cred că MareCadou.ro La chestiile astea să fac reclamă. Astea sunt jocuri de noroc. Efectiv sunt jocuri de noroc. Cadou la înregistrare, BMW, mașini, bani. Te înscrii pe platformă de jocuri de noroc. Nici măcar nu este mai, mai este marcată ca platformă de jocuri de noroc. Aici vezi. Aici vezi. Aici vezi joc responsabil. Aici, abia aici. Stai că tu ai mărit la cât? 200%? 200%, da. Deci pe 100% doar așa se vede? Da. Și se este BMW-ul unui influencer, nu? Băiatul ăsta? Probabil. Ok. Bă, ajungem, ajungem, am ajuns, am ajuns într-un hal încât ne, ne prostitom pentru că 2, 3, 4 mii de euro. Eu înțeleg că sunt bani ok pentru Uh, un, uh, un tânăr la 17-18 ani, că mulți cred că nici nu au măcar 18 ani, promovează da. chestia asta, să înțeleg că sunt bani mulți pe moment. Bă, da, îi iei o singură dată, că după aia vei avea doar de pierdut. Și nu doar că vei avea doar de pierdut, pentru că pentru ca tu să faci 4000 de euro de la așa de la păcănele, ei trebuie să facă de pe urma celor pe care tu i-ai adus de 10 ori mai mult cel puțin. Că altfel nu li se merită și lor. Se invest... nu, nu, Calculul nu se mai face așa, pentru că se investește masiv în chestia asta și nu se mai uită cui dau banii. Ei nu se mai uită cu cui dau banii. Dacă ai un public suficient de numeros și ți-au făcut o of ofertă, ți se face un mesaj, în TikTok. Acolo îți da, La un punct de -am primit și noi constant. Ok, ți-a expirat timpul? Sau s-a oprit? Uh, cu nu, s-a refăcut. Ah, ok. Și tot mai vine exact. încă un minut, în un minut? 10 milioane de vizualizări pe, pe mesajul Mare Cadou. 10 milioane de vizualizări. Într-o săptămână. Asta e statistica pe săptămână. Și dacă mai avem ceva de trolat săptămâna asta, ar mai fi chestia aia cu energizantele, o să dăm? Da, hai să o dăm și pasta. Hai um, asta să ne mai facem niște prieteni, pentru că, deși energizantele au fost interzise la vânzare în supermarketuri, exact, avem și contul în apropierea școlilor, uh, hellenergy.ro, care este mai mare decât contul Energy oficial. Bine, asta e. A, nu, e din altă țară. Um, pe care îi apreciem că știu să-și facă marketing. Pe de altă parte, Către cine este făcut marketingul acesta, Radu? Cu toți avem 24 de ore într-o zi. Um, ok, asta este cu final de zi, da? Dai, unde este? Ah, da, 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 da. Îl avem pe băiatul ăsta care am înțeles că este Auzi, actor, puțin, actor a, a, de... Clipul al patrulea seamănă izbitor cu un format pe care l-am mai văzut pe internet. Seamănă cumva cu IQ Battle? Uh, da, seamănă cu IQ Battle. Deci. Acum, nu pot să zic că e copyright infringement, că... Na. Nu, n-am inventat noi chestia asta, dar seamănă puțin cam mult. Așa, mai departe toate întrebările de pe... În primul rând, mesajul reclamei era că ce fac dimineața când mă trezesc? Uite-l. De... Rutina... Asta e rutina de dimineață în ideea celor de la Hell Energy, nu? Îți, te bărbirești și bei un Hell, nu? Asta este rutina de dimineață, asta e mesajul pe care îl transmiți cu băutura ta care conține cofeină și taurină zahăr. și zahăr, că asta se bea de dimineață. Îți dai seama că un copil Ușor de influențat, la 14-15 ani, ca să nu zic cei de 10 ani sau de 9 ani care da. stau în fața școlii, vor înțelege că asta este. Pentru că clipul ăsta are 10.000 de și like vreo jumătate de milion de vizualizări. Jumătate de milion de vizualizări, dar eu să spun că este adresat a adulților. Îmi da, scuze, 3,6 milioane. Da, dar cei de la Hell Energy sunt convins că e Este adresată a, 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 adulților. adulților da? Dacă ai putea să-ți alegi o celebritate care să fie mama ta, asta este întrebare pentru adulți? Pe bune. Deci este clar content, uh, clipuri... Uh, Poți să-mi dai și un în către... serial pe care și să ghicești serialul din emojiuri. Păi serios, eu am, eu am 40 de ani. Spune cineva de 30 de ani care știe să ghicească în emojiuri, că eu nu-mi dau seama. Dar un tânăr la 15-20 de ani știe. Pentru că el cunoaște emojiurile. Un, un tânăr de cel puțin 18 ani o să zică Helen Energy. Da, da. Toate reclamele sunt adresate unui public foarte tânăr. Dovadă că și cei care pun întrebările respective sunt foarte tineri. Uh -huh. Și valabil și pentru vaping. La vaping n-am, 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 -am, -am, am nimerit. Vapuri colorate. N-am nimerit. Astea apar foarte mult ca sponsor pe TikTok și tocmai de aia am văzut destul de des încât să mă enerveze. Da. Dar întrebarea este cum ar putea oamenii ăștia sub 18 ani să le mai cumpere dacă nu se mai vând legal în magazine? Pasesc telefonul cuiva care vrea să muncească mai puțin, să fie plătit mai mult. Oh. Challenge, poza funny. E, pe, e, nu, e, pe, e, e gândit doar pentru cei de 18 exact, ani. Sigur, plus. E plus. de 18. Plus. 18 plus. Mergem Bun. mai departe, ați înțeles mesajul. Folosiți desfășurătorul uh... din descriere dacă nu vreți să auziți toate, uh, toate discuțiile noastre. Mai avem însă și știri. Da? Da. Crezi că am înțeles de atacuri teroriste. Am zis-o pe asta, nu? Da. Ah, asta era. Nu, am zis de hackeri. Am zis de hackeri, dar n-am vorbit de atacuri teroriste. Pentru că uh, țările occidentale sunt un pic în alertă după ce uh, niște organizații jihadiste au plantat pe internet niște mesaje în care pur și simplu uh, scriau Kill'em și se refereau la Champions League. Și dup după chestia asta securitatea a fost întărită și, la, și, și în Spania, a fost întărită și în Franța și în mai multe locuri în timpul uh, meciurilor din Champions League. Uh, cu toate acestea, meciurile nu au fost uh, încă oprite. Da. Uh, încă dar autoritățile au fășurare. luat măsuri suplimentare de securitate, lucru care o să facă viața mai grea pentru toți suporterii care vor să meargă la meci și să se simtă bine. Cozile mai lungi, timpul de așteptare mai mare, mai complicat, da. mai puțin oameni și așa mai departe. Uh, un simplu mesaj, da? Un simplu mesaj trimis pe Internet. Dovadă că în frica comentariu. funcționează. Dovadă în că, că frica funcționează. Exact. Uh, da, faptul că în încă avem tensiuni, adică avem tensiuni. Avem război în Ucraina unde, apropo, Zelenski a avut uh, și-a și -a încordat un pic și săptămâna asta și s-a luat de Olaf Scholz. Ai uh -huh. auzit o fază aia cu rachetele? Nu. Că nemții păstrează rachetele Taurus ca să se protejeze de ruși. Și Zelenski a spus uh, că n-are niciun rost să le păstreze prin chestia asta, că n-are cum să apere de nucleare. Nu știu dacă știi, dar Germania nu are arme nucleare. Și au doar rachete Taurus. Și no, care se rază de acțiune a rachetelor Taurus? Mm. 500 de kilometri. <laughs> Așa că ucrainenii le cer aceste rachete nemților care nu le dau, nu că n-ar vrea că n-ar fi băieți mișto, că au dat deja destul, dar a mai avea... Ucrainenii zic, dați-ne nouă, că noi le putem folosi să le dăm jos podul ăla, de, podul Crimei și alte chestii din uh, zonă de acolo. <sighs> Pentru că voi n-aveți ce face cu ele, că dacă vă trimite Putin nucleara, oricum nu aveți ce să faceți. Asta, este, asta, cam asta a zis în traducere liberă Zelenski săptămâna asta. În altă ordine de idei, android a ajuns în sfârșit din urmă sistemul de Find My de pe iPhone. Așa. Și acum avem și taguri și multe alte accesorii cu care poți să-ți localizezi cheile, de exemplu, șapca, cu mașina, Doamne cățelul, pisica, recomand să pui taguri de genul ăsta, portofelul și, bineînțeles, telefonul. Până acum pe Android funcționa doar pentru telefoane, dar acum funcționează și prin uh, tehnologia pe care o folosește și Apple, este uh, am uitat Near cu... Field Communication. Așa, un Near field Communication și bineînțeles o să funcționeze pe telefoane de, de generație e, nouă. Nu este nu e Bluetooth Low Energy, că Near Field Communication este NFC. Conosec NFC pentru împerechiere da, da, și da. low energy pentru poziționare. Uh, nu, mă referam la ultra-wideband. A, ultra corect. Dar le-au și pe astea. Da, exact. Ideea este că o să funcționeze cu dispozitive cu Android 9, uh -huh. dar device-ul respectiv, bineînțeles tag-ul va trebui să fie compatibil cu ultra-wideband și o să poți să scanezi după dispozitiv, adică să-l găsești așa prin casă cu jocul ăla de cald-rece, cald, rece, cald rece, doar de pe telefoanele de generație mai nouă, 1-2 ani eventual. Mă bucur. Cu toate astea trebuie să spunem în continuare că ecosistemul de Find My de la Apple rămâne totuși în rege, funcționează excepțional de bine, l am extins și eu, am băgat taguri pe, peste tot, deja. Așa și... nu zi unde. Cum? Nu zi unde. A, nu, nu zic unde, normal, că mi-e rușine să zic. <laughs> am pus la gâtul câinelui, Radu. Ai. Momentul cringe al acestui sfert de oră. Mergem mai departe. Google Next 2024 este evenimentul la care a fost anunțat noul Find My, unde avem și o chestie mișto care se numește Google Vids, care practic e inteligența artificială care te ajută să faci clipuri video. Uh -huh. E bun, bineînțeles, pentru cei care nu au experiență deloc în crearea de videouri. E drag and drop, ca să spun așa. Pui, ni pui niște text, pui niște fotografii sau îl lași pe el să le genereze. Avem Gemini Code Assist, care o să fie asistentul virtual pentru asistentul cu inteligență artificială pentru programatori, care o să spună, bineînțeles, unde sunt bagurile, ca să nu mai ai nevoie de un supraveghetor să facă chestia asta. Google WordPress, care a primit și el pe toate variantele uh, plătite, bineînțeles, Google Gemini. Imagen 2.0, textul live image, este un concurent direct pentru Midjourney, care face niște chestii, apropo, spectaculoase, dacă acestea sunt demo făcute de Google. Uh, Deja se bate cu sora, la nivelul ăsta, de video. Da. Sunt, practic, acestea sunt imagini unde mișcările pot fi repetitive. Cum ar fi, de exemplu, la floare, la valuri, la chestii de genul ăsta. Sunt în lup. În fel de gifuri, de fapt, sunt clipuri video. Exact. Da, practic, ca... frame rate-ul este suficient de mare încât să poți genera video. Exact. Și mai sunt, bineînțeles, chestii de securitate, unde, bine, desigur, inteligența artificială devine ce, în ce mai importantă. Uh -huh. Și cred că unele dintre cele mai importante joburi vor fi în securitate în viitorul apropiat. Da. Pentru că inteligența artificială va, va, va fi de ambele părți. Uh -huh. Va trebui să înveți să o folosești și ca uh, agent de securitate, dar și ca hacker. Și apropo uh. de chestia asta, vom avea o demonstrație un pic scary la... Summit. Da. Pe așa ceva. Am aștept. Da, am vorbit cu prietenul acela în nostru comun uh, și o să facem o demonstrație care o să fie un pic scary. Adică am stat și ne-am gândit care ar putea să fie cea mai scary și pe aia o facem. Perfect. Așa cum, și cum am făcut la prima ediție, da. Nu? Da, da. Acum am ce mai rău. Asta este. Apple Watch are probleme în Statele Unite. Nu că n-ar mai fi avut, doar că suspendarea interdicției de import a fost uh, eliminată. Ce înseamnă chestia asta? Că Practic, a revenit banul. A revenit banul. Deci gândiți-vă, Apple are bani să-și vândă Apple Watch-ul în Statele Unite. De ce? Pentru că au folosit tehnologia unor de, de oximetru a, unui, a unei companii numită Massimo. Exact. Și pe de altă parte au făcut niște claim destul de interesante, cum că în mare parte, sunt foarte precise ceasurile de la Apple, iar Massimo a demonstrat că partea de oximetru a ratat peste 90% din evenimentele care îți pot afecta viața, adică senzațiile de palpitații la inimă și lucruri de genul Fibriația ăsta. Fibrilația atri atri atrială. Adică Apple Watch a mințit un pic în, în capitolul de, de marketing. Mult. De 10 ori mai mult. De 10 ori mai mult uh, și în articolele, știți că apăreau odată la vreo două luni de zile, apăreau constant articole pe site-urile mari care spuneau da. că Apple Watch nu știu care a salvat, a salvat. viața nu știu cui. Știi? Da, a salvat unul, Exact. Doi, cinci, A salvat unul, doi, cinci. Dar sunt milioane de oameni care au Apple watch și se pare că în, în mai mult de 90 din situații tehnologia nu este suficient de solidă pentru a preveni sau pentru a anunța utilizatorul că are un incident care poate cauza... Exact. Moartea. Și ei s-au bazat pe marketing ca să facă cumva tranziția dintre un gadget pe care îl ai frumos la mână și un dispozitiv medical. Încă n-a făcut-o niciun producător până acum și ei au mers un pic mai departe cu marketingul de acest obligație acum să vândă Seria 9 și Ultra 2 fără funcțiile astea în Statele Unite. Which is weird. Pentru că practic o să rămână probabil la hardware-ul pe care l au și o să dezactiveze din software funcția de oximetru pentru noile cesuri. 916 pagine de documentul un cazul în care te interesează să citești chestia asta și discuția între uh, Massimo și Apple Da, este o discuție interesantă care demonstrează încă o dată forța economiei, dar și a sistemului de justiție american, care protejează patentele foarte, foarte bine, un lucru care a trebuit să arate că în, e, nu e întotdeauna despre ce faci și despre cum faci lucrurile iar în, în continuare, America este bună la capitolul ăsta pentru că protejează uh, inovatorii, inventatorii și patentele chiar au forță în instanță și iată pe cei de la Massimo care au reușit să se impună, impună în fața cele mai mari companii de tehnologie din lume. -a, pe locul 2 acum după. Și-au făcut de... foarte bine și treaba asta o fac de prin 2020. 2020. Au patru ani la activ de când da. lucrează la, la proiectul ăsta. Exact. Mai avem o știre despre Apple care vrea să facă mai multe dispozitive Smart Home. Și cum ar putea să facă chestia asta? se ducă mai departe și să folosească tehn tehnologiile noi, ca să ne aducă și becuri, și senzori, și lucruri de genul ăsta. Uh -huh. Acum, discuția e parte din planul mare al lui Apple să-și creeze complet ecosistemul complet. Da. Pe de altă parte, uitându-mă la știrea asta, mi-aduc aminte că zilele trecute Google s-a decis să uh, închidă complet serviciul de Nest Security. Deci, dacă ți-ai fi cumpărat o alarmă. Da, pentru că Nest... l-au integrat în Google. Dacă ți-ai cumpărat o alarmă. Nest. Nest. Nu mai e funcțională. Oh. Și e nașpa. Asta e nașpa. Pentru că situații de genul ăsta se vor întâmpla și la producători precum Apple. Pentru că se întâmplă la Google, mai puțin la Amazon din ce am văzut. Și Alexa-urile vechi sunt încă funcționale. Am un Alexa din prima generație, un Echo, care funcționează și acum, de 4-6 ani de zile. Amazon este da. e cam singurul care își ține uh, funcționale dispozitivele. Bine, a avut și niște meciuri cu Sonos, dacă nu mai știu. Așa este. Dar până în alta, trebuie să apreciem și faptul că și Apple și Google totuși au device-uri care rămân în continuare bune ca home hub-uri. Problema este că până acum, dacă voiai să ai acces la casa ta de la distanță și nu ești în rețeaua Wi-Fi din casă, trebuia să ai un home hub în casă. Da, și mizez uh, pe chestia asta, asta pentru că vom ajunge la aceeași situație. Va trebui să-ți instalezi un home hub pe ZigBee, pentru că, mai nou, Matter o să poată permite comunicarea pe ZigBee cu orice dispozitiv. Și va trebui să ai un Home Hub la tine acasă, să nu mai depinzi de uh, boxele inteligente, pentru că astea sunt până acum Home Hub-ul. Boxe inteligente și nu numai, pentru că cei care Bine, sunt în ecosistemul de date. Apple... Se numesc colectoare de date, nu boxe inteligente. Ok. Însă, într-un fel trebuie să le gândești ca un gateway, ca un cap de pod. Da. Ei, care e capul de pod pentru Apple în momentul ăsta? Uh, păi și pentru Apple poate să fie același lucru, poate să fie un Home Hub... Mm, sau un Apple TV... Ce mai mult suntem captivi în utilizarea unui Apple TV dacă vrei să ai control la distanță la obiectele tale conectate. Apple funcționează mai bine pe sistemul ăsta pentru că el are integrare software care se numește HomeKit. Exact. Și HomeKit-ul ăla funcționează și de pe un cont de iCloud, de pe desktop. Nu ai nevoie neapărat de un laptop sau un dispozitiv de Apple. Da, dar asta înseamnă că dacă nu ești acasă, trebuie să ai în casă un Apple TV pentru a-ți putea controla device -urile. Nu. Ba da. HomeKit-ul e legat... Nu. Poți să-l să faci uh, cu, cu Zigbee. Nu merge, am încercat. Serios? Da. Bine, Singurul mod și în care îți poți controla casa de la distanță de acum dacă intru, spre exemplu și vreau să deschid ceva, să închid la mine, care e prin HomeKit, care e prin HomeKit, nu merge decât dacă am în rețea ceva care funcționează ca un hub. Ce anume? Box-ul de la Apple sau Apple mini, TV sau Apple TV? atunci, în momentul să da. ești captiv într-un Apple TV, ce încearcă Apple acum, ci că este să ia iPad-urile existente și să le modifice pentru a le face home hub-uri, practic să fure ceva din manualul celor de la Google, care au plecat de la început cu acele hub-uri care erau și boxă da. și ecran cu asistent, este și ceas de noptieră dacă vrei, dar da, este și hub este. de device-uri. Ceasul de noptieră de la Lenovo? adio suport și pentru ăla de la Google. Nu cred. Ba da. Dar nu merge Google pe el? Ba da, dar Google nu mai vrea dispozitive terțe pentru varianta ba, de și home hub. cât de bun hub. era... Yes. E genial. E foarte bun. Generația 1, mi se pare. Generația 2 s-ar putea să mai fie încă funcțională. Așadar, în continuare ne uităm la aceste capete de pod pentru a putea controla obiectele din casă. Pe măsură ce vom merge către meter, nu o să mai conteze la fel de mult de la ce producător este, însă mi se pare interesantă ideea cu o tabletă de la Apple mai veche, pe care o ai deja prin casă, poate, și pe care să poți să o convertești în Home Hub. Poți și acum software. Dar ar trebui să ai și un dispozitiv de sine stătător acasă care să nu depindă de nicio platformă, da. ci să fie pe tehnologia Meta și să aibă și Zigbee ca să poți să-ți controlezi senzoria da. din casă. Și vă mai vând un pont dacă țineți la securitate, da, acel hub va funcționa wireless cu obiecte conectate sau prin rețeaua Wi-Fi. Ajută însă ca acel hub să fie legat prin cablu FTP la uh, routerul tău. Da, sau uh, dispozitivele dacă cumva nu funcționezi pe sistem de hub că și hub-ul ăla e un pic mai greu de securizat, folosește rețeaua de guest a routerului tău ca să-ți bagi dispozitivele smart. Să nu fie în Correct. aceeași rețea cu ah, telefonul nu, și face cu laptopul și face cu așa. Asta, că dacă vin vizitatori la tine, îți pot accesa device-urile. Dar nu trebuie să... Guestul poate să aibă două parole, la de 2,4, pe care folosește toată lumea. Mai faci un SSID? de... Nu, pe care folosește că rețelele, uh, dispozitivele de, de uh, smart home okay. și ăla de 5 GHz pe care îl dai utilizatorilor. Nu, că tot au acces în același... Uh, în, în același cum Șansele să ai musafiri um, care ți intră la tine în casă și în care nu ai încredere, să le dai și eu acces la Wi-Fi, sunt mai fi instalatori, mai, sunt mult mai mici, firmă de curățenie. dar nu le dai acces la, la Wi-Fi, la ce ai nevoie firma de curățenie de acces la Wi-Fi. Bine, This fie. Ideea e să-ți faci rețea separată față de telefon și de laptop. Să, să le ai într-o altă rețea da. care nu comunică. Iar aia de guest nu comunică cu rețeaua internă. Ok. Pentru mai multe ponturi de genul ăsta, apelați la TechGuru pe cavaleria.ro, este acolo și e la dispoziția voastră. Ce culori o să aibă iPhone 16, Radu? Mor Şopte. de curiozitate. Șapte culori. Nu te cred. Albastru, roz, galben, verde, negru, alb și purple. Purple? Mov. Mov? Mov. Super! Foarte drăguț, nu? Am putut, așa am pus și iPhone-ul pe thumbnail ca să crească vizualizările. <laughs> pe da, mai apare câte o chestie de genul ăsta. Da, acum, serios, sunt niște culori tot pastel, uh, fresh și, încă o dată, vă reamintim, Radu a mai făcut câteva clipuri în care a vorbit despre cum o să fie viitorul iPhone. Uitați-vă Cu la cum sunt camerele. Cu 4 luni. Cu 4 luni. Încă o doare este, uh, este sunt valabile. Pe Informațiile sunt cam de atunci, știi? Doar că ăștia da. mai reiterează câte o știre Băi, ia, ia vezi ce mai schimbă. La, la 10 lucruri despre iPhone, 16. Ia și tu una și fă o știre despre ea. Exact. Uh, 16 plus o să aibă 6,7 inch în diagonală, 16 normal, 6,1. 6,3. Oh, Măricel! 6,1 are SE4? SE4. Ok. Uh, păi da, l-au mărit și 6,9 uh, Pro Max-ul. Ok. Măricel? Da. Fairbuds. Ai auzit de Fairbuds? Am auzit de Fairphone, am vorbit despre ele recent, uh -huh. le-am arătat de la Barcelona. Uh, cei de la Fairphone acum lansează Fairbuds și Din... poți să schimb bateria la căști. Vai, Doamne, aveai nevoie de asta? Tu știi că asta este cea mai mare problemă a uh, băzurilor, Da? De orice tip? Ok. Ăsta e motivul pentru care crapă. A, serios? Da, căștile funcționează în continuare foarte bine. Bateria din ele nu are durată mai mare de viață de 2,5 ani. Asta e media de baterie. Uu, din cauza ciclurilor de care ieftine este sub un an de zile, pentru că bateriile sunt foarte slabe. Ăstea ajung la coșul okay. de gunoi. Ok. Mi se pare mai bună inițiativa asta decât cea cu telefonul, sincer. Foarte tare. Așadar, dacă ții la căștile tale și nu le rătăcești așa de des ca unii dintre noi, A, ai, ai al doilea motiv. Da. Dar uite, de exemplu, am și acasă un, o pereche de, de căști de, ăsta, de airpods urile generația 1, ale Ioanei, la care le-am schimbat bateria imediat la finalul garanției de 2 ani de zile. Atenție! Și au mai ținut încă un an. Uh -huh. Asta e problema la căști. Ok. Între timp trebuie să spun că au început să-mi ajungă și să intre la suflet că hmm. căștile alea de la Huawei frieclipurile. mi am zis, da. Băi, sunt surprizător de bune. Deci da. mi am mărit timpul de ascultat căr cărți pentru că pur și simplu av avându-le aici pot să iau pe cei din jurul meu și nu-mi opresc cartea. Opresc pornesc, opresc pornesc. O lasă curgă. Deci am ascultat în ultima săptămână undeva echivalentul a 20 de ore de, de audiobook. Așa. Pentru că nu te mai separă atât de mult de mediul înconjurător. Da. Deci încep să mă câștige în ce în ce mai mult. Cu asta am rămas în minte și am zis că trebuie neapărat să vă spun. Așadar, îi salutăm cu o dată pe cei de la Fairphone. Dacă vreți chestii reparabile, uitați-vă și la aceste Fairbats. Problema este că vor costa 149. Costă dacă vrei să poți să ți le repari. Mă, Dar medie costă că am câștigat o pereche de căști bune ca și ce la, la ceilalți producători. Au început astea, uh, bazurile, bine, nu neapărat cu noi să, să fie bune de pe la 50 de euro. Uh, da, true, adevăr, adevărul mm. că așa este. Da. Bine, mergem mai departe, hai să mergem pic la tehnologia viitorului, pentru că inteligența artificială o va depăși pe cea umană, nu o să vină să credeți, vorbim tot mai des despre chestia asta. Cum se poate întâmpla așa ceva, George? Băi, am auzit o mai mulți oameni spunând lucrul ăsta, Elon Musk a spus-o în cadrul unui interviu recent, a fost preluat de Financial Times și uh, mai este un interviu care a scăpat atenției oamenilor dintr-un motiv foarte simplu, presa nu-l citează pe George niciodată. <laughs> Da, corect. Decât dacă e ceva ușor de contestat acolo sau ceva care li se pare lor scandalos, că este prea scandalari. mare. Însă dacă îl cauți, ia, auzi, aveți dacă îl găsești pe YouTube, pe Joe Rogan cu Ray Kurzweil. Interviul care mi-a dat mie Mindfuck uh, în ultima lună este interviul... Asta? Este ăsta? da. Ia deschide el. Ăsta, frate. Deci... Uh, ce m-a încurcat este că Joe Rogan, cred că a luat ceva înainte, n-a în nouă tropice de, de la lui. Nu Cum? O avem în istorie. Uh, deci, eu cred că Joe Rogan pentru interviu s-a pregătit mult prea bine și s-a turat prea tare. Cred că a făcut băi reci și a luat nouă tropice în alea de alea lui și a vorbit mult prea mult. Recursul el, în schimb, a vorbit lent, dar atunci când a deschis gura, a spus chestii foarte importante și și întrebările lui Joe sunt, sunt bune. Uh -huh. Vă încurajez să-l vedeți cu toată răbdarea și să înțelegeți ce spune omul acolo. E o chestie care și mie mi-a dat la o parte un vol pe care l aveam pe ochi și, încă o dată, mi-a reamintit de ce facem Curiosity, podcastul dar și summit-ul. Da. Ce zice în esență el și de ce, vă, de ce vă atragem atenția și la declarațiile recente ale lui Elon Musk, citate încă o dată de Financial Times? ideea simplă și încă o dată, motivul pentru care facem summit-ul, nu doar să facem fizic să vă vedem la ochi, știu că mulți dintre voi vă doriți, ci pentru că trebuie să vă scoate din silozuri. În fiecare siloz, evoluția este așa. Stai, arată eu bine de la stânga la, așa, așa. De la, stânga la dreapta, da? Deci dacă în, în silozul tău, în industria ta, evoluția este așa și începe să facă așa, gândește-te că se întâmplă asta și în silozul lui, și în silozul lui, și în silozul lui și al lui. True. La un moment dat, toate astea fac compound. Uh -huh. Se strâng la un loc. Da. imaginează toate silozurile astea, folosesc eu o metaforă pe ca la care m-am gândit ca să fie mai ușor de înțeles, ca pereții unui vulcan. Gândește-te la muntele Fuji. După afară. La un moment dat, toate se strâng și fac convergență. Uh -huh. La momentul convergenței, când dă pe din afară, acum nu știu dacă o să fie chiar vulcan și o să dea pe lângă, șanse mari, dar cu siguranță ceva se va schimba acolo. Pentru că, în momentul în care toate silozurile astea evoluează în direcția asta și ajungă aici, ce se întâmplă aici? Puf! Puf, ce? Ne blocăm, suntem prea mulți acolo. Nu cred. Asta e problema. Acolo este momentul singularității. Ah, ok, am înțeles. Și acel moment al singularității despre care vorbește Ray Kurzweil, pe baza unor grafice pe care el le urmărește de zeci de ani uh -huh. și care spune o chestie în interviu la, la Joe. Indiferent că a fost foamete, a fost secetă, că a fost război, că a fost COVID, evoluția tehnologică planificată, prognozată, nu s-a întrerupt. Da. Mă, tu înțelegi că ăștia nu s-au oprit? În nicio industrie, inovația în tehnologie de orice fel, mâncare, avioane, mașini, orice... E așa. Exist, uh, există filmul ăla de pe Netflix, care, unde teoria este destul de bună. Evoluția este atât de rapidă în ultimii 100 de ani și va fi de 100 de ori mai rapidă în următorii 100 de ani. Da? Sau eu aș spune-o. Dacă este uiți așa uh, să vezi de Big Picture. Da. De, de sus din cer. Da. Momentul de la care am trecut de la a face unelte de tablă până la electricitate da. și la industrializare și la computere, da. pașii sau nu că s-au înjumătățit, au devenit în de, de, venit de 5-10 de ori mai, mai scurți timpul de, de realizare. Ca să simplific, eu cred că dacă te uiți la Muntele Fuji, ne suntem pe bucata albă de sus. Da. Și următorii 5 ani sunt mai importanți decât ultimii 200. Exact. Asta, e, asta este percepția mea. Și uh, știu că pentru mulți dintre voi percepția asta este la fel. Îl salut pe Timi, apropo. Timi Ghiureu care îmi trimite poze, cu, mi-arată cum... Băi, știi cum este mobilat sufrageria, în care se uite la curiosity? Mm. Are un televizor pe jos. Mi-a mm. trimis o poză. Mi se pare perfect normal. Bravo, Timi! cea mai, cel mai tare, cea mai frumoasă mobilă pe care am văzut-o. Un parchet și un televizor la se care... Se numește liniște când intri în casă. Nu, ai, nu, nu se urcă mobila și cărțile în cap. Exact! Sau bibelouile sau... Exact. Și, și pentru noi este o provocare, o povară și o mare bucurie să încercăm să ținem pasul. Gândiți-vă că noi ne ocupăm doar cu... ne uităm prin silozuri. Da. Deci noi nu stăm în silozuri. Noi ne plimbăm de la un siloz la altul și nici noi nu putem ține ca lumea pasul. Și doar alergând pentru organizarea Curiosity Summit am descoperit niște oameni care fac niște chestii la care am zis băi stai puțin, Bă chestia asta se întâmplă acum aici? Și yes. avem români care fac chestii tari și de-aia insist să veniți la... Să ieșiți din silozul vostru, veniți acolo ca să vedeți ce fac alții din celelalte silozuri, pentru că, așa cum zice și Ray Kurzweil, așa cum zice și Elon Musk, ne apropiem de momentul singularității și prognoza lor, care se suprapune, dacă doi oameni foarte deștepți spun cam același lucru, s-ar putea să fie ceva acolo, că până la sfârșitul acestui an sau cel mai târziu anul viitor vom avea inteligență artificială generală și până la sfârșitul deceniului vom avea singularitate. Trăim vremurile din urmă ale inteligenței naturale. Și cred că e momentul perfect să introducem un pic de teoria conspirației Radu. Hai bagă. Caută Desert Bloom. <tri> Ai văzut imaginile din, din Emirate? Deci dacă căutați cu video, cred că e plin pe TikTok și prin alte locuri, deșertul amverzit. am înverzit. Am am înverzit deșertul din am, Orientul Mijlociu. Dar am verzit și California. Și ce să vezi? Adevărații credincioși au găsit o explicație. Ia mm -hmm. zi. Înainte să vină sfârșitul, deșertul va înverzi. Au găsit ei undeva chestia asta. Bine, l-a scăpat din vedere că mai nou saudiții însămânțează norii și plouă aiurea. E, nu aiurea, plouă unde vor ei. Plouă peste tot. Plouă peste tot. Dar cum uite cum arată valea asta. Da. Deci doar prin, doar prin este... însămânțarea norilor în momentul ăsta, în Arabia Saudită și în Emiratele Arabe, uh, sunt zone de deșert care au început să verdească. Eu când am fost acolo recent, ți-am zis că am văzut verde prin deșert? Da. E bine, după aia am verzit în California, că și acolo a fost o primăvară suficient de ploioasă, după care acum, iarăși, sunt o mulțime de zone, există inclusiv un râu care a apărut în deșert de la ploile astea. Asta este realitatea. Cum? Sunt multe fake-uri. Sunt și multe fake-uri, dar sunt și imagini reale. Du-te da. pe TikTok și da, caută, le văd aici. Astea sunt. Uh, iată. Deci este o perioadă bună, însă riscurile pe care le spun unii specialiști, dacă trecem dincolo de teoria conspirației, că ar fi zis uh, că vine, uh, nu știu, sfârșitul lumii după ce învezește deșertul, este că o dată este însămânțarea norilor, uh, precipitații foarte puternice pe durată scurtă de timp, iar ploile astea abundente de primăvară în California și ce înseamnă? Hmm incendii de vegetație mai severe în vară. Pentru că toată, tot câmpul ăsta înflorit se va usca când vine căldura mare și iarba asta o să devină brush fire. Știi cum o să de ca benzină. În momentul în care aruncă cineva o scânteie sau pur și simplu bate soarele într-o bucată de sticlă și se face lupă. Frumi. Frumi. Uh, Apple vin face uh, deja face Meta Quest 3 mai bun. Acum că există o concurență, din, din, partea lui Apple și ceilalți producători o să vină cu produse mai bune. Și asta mi se pare foarte mișto pentru că este și la baza teoriei cu de ce avem companii și branduri. Pentru că înainte nu, nu și-a asumat nimeni responsabilitatea pentru produsele pe care le făcea, mai ales exact. cele de mâncare. Exact. Acum, uite, vezi, asta înseamnă să ai companii și branduri pentru că există concurență, există responsabilitate și îl obligi și pe la de lângă tine să facă ceva mai bun. Dacă l-ai făcut bine, se va vinde, acțiunea crește, acțiunile cresc în valoare, compania se dezvoltă. Da. Nu le ai făcut, scazi. De de avem nevoie și de un pic de capitalism. O să există și o calitate mai bună pentru o parte de Pastru la Meta Quest 3. Pam pam, o chestie care era necesară, ca să spun așa. Și bineînțeles, o să fie multe release de software, adică altele de firmware pentru actualul Meta Quest 2. Tocmai ca să-l facă mai bun și să-l țină în, încă în producție. Așa Până este. când este gata treiul complet. M mă bucur că Mark Zuckerberg are, are voință în direcția de aia. Asta înseamnă că uh, meta-acestor quest-urile vor deveni din ce în ce mai bune. Cred că am mirosit o treabă asta de când a, a, a început să iasă public să vorbească el despre headset-ul de Bine la înțeles. Apple. S-a simțit amenințat și atunci face treaba mai bună. Exact. Dyson face o chestie mișto acum, iarăși reinventează aspiratorul. Dute! și O că, să suga sugă altfel praful? Nu, folosește realitatea augmentată ca să-ți arate unde nu ai aspirat. Ceea ce mi se pare absolut genial. Da! Deci mi se pare genial să-ți da. coloreze zonele care, -au fost, care au fost aspirate, să le poți observa pe cele pe care le-ai aspirat. Acum... Da, hai să gamificăm chestia asta. Mi se pare că ai zis-o foarte bine Marches la el, dacă nu, dacă, nu, dacă nu greșesc în Waveform, în podcastul lui. Mm. Ai putea să gamifici chestia asta, să strângi da, bombonele exact. Uh, și dacă ai ratat undeva să nu, să nu, scă, să nu toate bombonelele. Exact, exact, exact. Să ai chestii acolo, să ai Pokémon pe, pe, zonele pe care le-ai ratat. Să te oblige să ridici uh, când observ o canapea, de exemplu, să spună, hai, mișcă un pic, că poți. Da. Știi? E, e, mult praf de, de sub. Dar cred că chestia asta poate fi făcută foarte ușor doar cu o aplicație, nu trebuie să iei alt aspirator. Uh, da, dar uh, automat că e un produs nou, o să vină doar pe produsul nou. Uh. pe Dyson Sunt gen sigur 5. că îți facă cineva aftermarket chestia asta. Pentru că ah, ai deja lidar pe iPhone. Poți să faci, lejer poți să o faci. Cineva o să facă un suport pe care să l monteze aici. Uite, așa este practic și imaginea. Da. Vezi? Ai telefonul aici. Da. Telefonul este montat aici, Exact. iPhone-ul. Și o să ți facă cu ajutorul telefonului. Cineva o să facă un suport și o aplicație nativă care să nu depinde de treaba asta. Pentru că asta ține doar de aplicație. Telefoanele mai recente care au lidar, inclusiv care au time of flight. Da poți să măsoare distanța până la obiecte și poți să cartografieze. Și atunci, cu o aplicație simplă de realitate augmentată, o să-ți arate până ai dat și nu ai dat cu, unde nu ai dat încă cu aspiratorul. E o invenție uh, mișto ca idee de marketing, dar cineva o să o poată replica fără, fără să, fie, să fie vorba de un aspirator de la Dyson. Ca bateriile de la Dyson pe care le poți înlocui cu un schid cu baterii profesionale de la scule de mână. Sau nu le poți înlocui că se arde BMS-ul în momentul în care se strică bateria. Eu am văzut oameni care au reușit. Uh, da, și-am văzut. Există un forum unde îți spune exact și îți, îți dă și fișelele de download pentru firmă uh, RO, BMS-ul este Battery Management System al bateriei. Există profesioniști. Și există inclusiv proiectele 3D ca să-ți printezi dacă vrei tu. Normal. NASA va cerceta lunar alături de Japonia. NASA s-a împrietănit cu Japonia. Ei, sunt parteneri de mult pentru că pe stația spațială internațională sunt patru națiuni care pot urca. Bine, patru. Patru agenții spațiale. Ai e, erau agenții. cinci. Nu? nu, încă sunt, încă sunt și, Rușia, păi și Rusia și Păi ai NASA, ai JAXA, care sunt japonezii. Așa. Ai EASA, care sunt europenii. Și, ai Roscosmos. Și Rusia. Roscosmos, Roscosmos așa? Da. Și cred că și canadienii, cinci, dacă nu greșesc. Ok. Ideea e că s-au împrietenit cu, cu, de discuția pentru lună, pentru că la, la chestia asta este încă o concurență. Și o concurență masivă, uh -huh. pe resurse, în primul rând. Da, și avem nevoie de un rover bun. Iar japonezii, apropo, până în altă, au reușit să facă cea mai, uh, mai precisă selenizare. Da, până exact. acum. La câțiva, mi se pare o diferență de câțiva metri doar. Ceea ce este foarte greu de făcut inițial. pe lună. Uh, moment, uh, marja acceptată era de 100 de metri. Uh -huh. uh, 300 de picioare. Foarte tare. Asta e o chestie interesantă. Japonia demonstrează levitația fără, fără energie externă. Așa tehnologia poate, să fi, poate fi folosită pentru mai mulți senzori de zi cu zi și, bineînțeles, ca să avanseze știința și japonezii au dezvoltat un material nou ca să folosească chestia asta, bineînțeles, care are un... care poate să respingă câmpul magnetic. E un Așa. material nou care poate fi pus pe magneți, cum e bucățica asta aici, și care nu are proprietăți magnetice, dar poate respinge câmpul câmpul magnetic și în felul ăsta le mai apropo de chestia asta, am văzut recent și uh, uh, un proiect italian de da. un fel de maglev low cost. Uh -huh. E un compozit de grafit ăsta. Ok? Care stă peste niște cred că niște neodim, nu? Da. Ați mai de neodim. Ok, dar s-au fol să folosit acolo niște materiale un pic mai sofisticate, astfel încât să faci levitația asta fără să introduci energie în sistem. Da, că în mod normal, magneții ăștia de neodim erau înlocuiți cu niște electromagneți la care schimbai polaritatea, ca așa se mișcă și uh, trenurile. Exact. Exact. Uite, o altă idee care mi se pare foarte tare este Iron Lev de la o companie italiană. I-am descoperit pe social media. Când -am deci, Și au pus magneții în tren, nu sunt pe șine. Exact. Și sunt electromagneți care se bazează pe șinile deja existente. Exact, Radu. Ah, genial. Și încă o dată, este în principiu puțin împrumutat de la ideea cu Hyperloop. Da. Nu trebuie să-l faci să plutească cu totul. Nu, doar să se fie la o diferență foarte mică, în așa exact. fel încât să poată să deplaseze. Exact. Nu trebuie să fie la o diferență de câțiva centimetri, ci la câțiva micrometri. Exact. Și de la, la cum văd ce au făcut ei acolo, uite, vezi, au, au niște... Au, au astea cuneștere de la motor, bobinele alea. Da. Bobinele alea generează un câmp magnetic, da? opus față de magnetismul probabil pe care nu știu cum îl generează în șină. Și atunci ceea ce vedeți voi aici este doar un grup propulsor, că mi-a zis cineva când am dat share la story, a zis, păi da, dar e prea mic, păi nu stai puțin, că este doar un grup propulsor. Gândește-te că poți să introduci acest grup propulsor câte două pui pe vagon. L-au testat și ei, ca l-au făcut așa mică să-l poată căra cu mașina să-l aducă la șinele de tren, cred că. Exact. Dar de desubt nu e mare lucru. Sunt efectiv în dreptul fiecarei uh, uh, roți de tren, există câte o bobină de genul la care generează câmpul magnetic, după care ei spun că pur și simplu prin această levitație uh, pe fier, pe în loc fier, de magneți, da. reușesc să reducă o dată, fricțiunea, implicit și zgomotul șinelor de tren, o chestiune care foarte consum, bună în oraș, consumul, că dacă și consum la bă, chiar și câțiva micrometri de șină, frecarea este mult mai mică față exact. de. Când... Mi se pare foarte tare și este o soluție care po să, care poate să aducă retrofit, adică implementare pe rețele existente. Dar că ți dai seama cât de perfecte trebuie să fie și în de tren. Nu trebuie să fii perfecte, să fie... Perfect, Sfie... câmpul magnetic. Da, trebuie să fie... O destul... de acolo. Mm, da. Cum bine da. inteligența artificială mapezi, inclusiv imperfecțiunile. Eu abia aștept că atunci când o să fie gata șina de aici, de pe Barbu Văcărescu, să vină italienii să testeze aeronlev și să avem metrou cu levitație în București. Asta ar fi cea mai tare promisiune electorală din 2024. Hai că avem și o știre un pic mai tristă. Mm. Fizicistul... să-l odihnească pe Peter Higgs. Peter Higgs. Uh, cel care a dat numele bosonului Higgs Higgs, exact, uh, și care a, a, a descris cel mai bine atomii. El a sugerat că atomilor. universul conține un fel de esență omniprezentă care poate fi manifestată sub formă de particule, adică faptul că există o particulă care imprimă masă obiectelor. Mie mm -hmm. mi-a stat minte când am înțeles prima oară care e treaba cu bozonul Higgs, că zice bozon, că particula e atât de da. mică, i bozon și pentru chestia asta s-au cheltuit miliarde la CERN pentru a se face de cercetare. Da, ca să demonstreze ceea ce el a teoretizat. Mecanismul Higgs controlează rata fuziunii termonucleare care alimentează soarele și este considerat responsabil pentru structura atomilor, materiei și existenței în general. Mi-a stat mintea. Cu toate astea, niște teorii ale conspirației nu au întârziat să apară. Una dintre ele întreținută chiar și de Elon Musk. Da, 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 care crede că acolo la cern se fac căuri negre. Asta și-ar dori el, pentru că ar fi mai ușor drumul către Marte. Uh. Găurile negre nu și că să ne ajute, că nu sunt găuri de vierme. Atrag materia. Există și -o... acolo o teorie, undeva. Nu știu, dar se pare că, într-adevăr, la Cern, acolo în Elveția, în tunelul la gogoașa subterană, în tunelul ăla, unde a fost invitat inclusiv da. el să foreze, să facă cu boring. Materia este uh, puțin mai, uh, cum e cuvântul pe engleză, displaced față de în alte locuri. Problema este că la impactul atât de puternic între particule, în momentul de ciocnire între particule, se creează dark matter. Da. Materie întunecată. Și care, evident, devine ca o neagră. Da. O micro. E, e o scânteie. Exact. E o micro scânteie. Da. Și, din fericire, nu reușește să creeze masă critică. Doamnește, să nu fie. Casă. Să nu facă, nu? Ca să nu ne înghită, să facă deodată. Da, imaginele alea cu gaura neagră care înghițea o stea de acum câteva luni de zile tot din Curiosity mi-a rămas un pic în minte, să știi. Ei sunt, sunt scary. Sunt. Hai să trecem repede la mașină. Avem două știri importante pentru voi. O mașină care nu se vinde la noi, dar ne-ar plăcea, este Toyota Forerunner. Mi se pare cea mai mișto Toyota, pe lângă Tundra. Da? Și Tacoma îmi place. Așa este. Dar Forerunner-ul este ceva mai... Știe să le facă cumva pe toate. Da. E cumva un jack of all trades. Este. Este o mașină foarte interesantă, mai ales pentru teren accidentat, dar știi că avem o... Apropo, hai să licem foarte scurt oamenilor despre ea, motor de 2,4 turbo-benzină. Uite-te un pic la construcția motorului ăsta. Nu se pare că e de 1995? Păi să poți să ți-o singur și exact, peste 20 de ani. Exact, exact. Deși are și un modul de hibrid, dacă nu mă înșel. Da, are o variantă de 326 de cai, dacă vrei să iei o variantă hibrid pentru cei care mai ies și în oraș și vor umpi de economie și adică să plătească mai puțin mai, la taxe. Exact, să mai evite producătorul taxele. Exact. Interiorul simplu de la Toyota. Doar cu suspensiile super mișto. Exact. Dacă vrei să te duci la o aventură pe teren accidentat, nu știu unde vrei să faci chestia asta cu o astfel de mașină, dar hei, sunt multe Nissan-uri la noi, Toyota, Jeep-uri, dar astea sunt unele dintre, ele. Une apreciate, știi? Vezi, și da. nu este atât de namilă ca raptor -ul. Exact. Recomandăm să aruncați o privire pe Karen Driver, care au făcut un test. Însă, știți cine testează în momentul ăsta un SUV și mai bun? Echipa Cavaleria, care se află în Spania <sus> la testele oficiale cu Dacia Duster. Și să aruncăm repede o privire pe Instagramul ul Cavaleria. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă. Ia uite-l pe voinicul nostru, Flavius, care s-a dus să testeze dasterul uh, pe Coclaurei de acolo și a venit deja cu deja niște impresii foarte bune. Abia așteptăm să vedem și clipul în foarte scurt timp. Cred că în weekendul ăsta se va, fi, va fi publicat. Uh -huh. Dacă vreți să aflați așadar primele impresii de la testele internaționale cu Dacia Duster, uh, aruncați o privire pe, uh, pe canalul Cavaleria pentru că suntem acolo și vreau să le mulțumesc celor de la Dacia pentru invitație. În sfârșit, în sfârșit, echipa noastră este în pas cu restul jurnaliștilor. În sfârșit! Doamne ajută! Mi se pare că anul ăsta am văzut din ce în mai multe știri, cum că anumite țări se înțeleg din nou cu anumiți producători de jocuri. Există diverse probleme, că nu mai erau să vând jocul la voi și așa mai departe. Activision, Blizzard, okay. mai avem pe cei de la Nintendo, Microsoft, Sony, fiecare își împart piețele, știi. Mm -hmm. World of Warcraft se întoarce în China, ceea ce înseamnă că din nou să crească popularitatea jocului okay. și bineînțeles o să crească foarte mult dificultatea pentru că chinezii știm foarte bine, sunt, sunt foarte competitivi și sunt, sunt foarte, foarte... buni la wow Exact. Ceea ce înseamnă că dacă te joci World of Warcraft, l-am menționat pentru că l a, l -a notat l -a de aici și e până la urmă, un joc de suflet și pentru noi, da, este. că l-am jucat în tinerețe. Așadar, mult succes de acum încolo pentru că s-ar putea să vă mâncați bătăie ca să spun așa, fără nicio emoție. Iar la capitolul recomandări, v-am povestit săptămâna trecută despre uh, 1984 al lui George Orwell și într-adevăr mi s-a tras atenția pe bună dreptate că -am fost, uh, foarte, nu am documentat suficient de bine. Cartea este situată temporal în 1984, dar da. a fost scrisă mai devreme, numai că m-am exprimat greșit. Ah, okay. uh, acum a fost publicată între timp pe Audible, o puteți asculta gratuit cu orice fel de abonament de acolo. Uh -huh. Dacă ai deja orice fel de variantă de abonament poți să o iei. Vă încurajez să o ascultați A, pentru că este foarte tu. bine făcută. Un do dolar pe lună pentru primele trei luni eu și o și Cu acum. VPN, cu VPN pe state. Ah, cu VPN pe state, da. Uh -huh. uh, ok, cu VPN pe state, cu Surfshark da? Searcher, da? Dar, dar dacă, dacă să mai ieftin. dar dacă stai deja în Marea Britanie, ai acces pe audible.co.uk Da. Acolo este e, un, un, e, e aceeași platformă dar cu un alt, e același inventar dar pe alt site. Da, eu știu, am două conturi și am cărți și pe unul și pe altul. Exact. Este enervant. E un pic enervant. La capitolul cărții însă mai am o carte pe care vreau să vă recomand săptămâna asta. Am început la recomandarea lui Sebastian Văduva, mm. care apropo este, a revenit la ce, duminica asta. Avem un interviu foarte fain cu el în care vorbim despre cum aducem diaspora înapoi. Mm -hmm. Are el, o, are el o, o, o idee bună. O carte de care nu auzisem din 2012 și se numește Traction. Traction de Gino Wickman. Acum, unele dintre companiile la care face referință nu mai sunt neapărat în funcțiune, dar teoria din spate este... Uh -huh. îți, dacă ești antreprenor, ai afacere mică sau mijlocie și nu reușești să îți pui afacerea în ordine sau dacă vrei să te apuci și nu știi cum să începi ca să nu dai rasol pentru că... Aici sunt, aici sunt discuțiile astea, teoriile acum că dacă ai, foarte, ai câțiva angajați și ajungi să le faci treaba lor, ar trebui să... Uh -huh. te cam oprești și să-ți uh -huh. revizuiești comportamentul că tu ești de vină. Da. da, da, da. Pentru că cea mai mari dușmani ai companiilor, evident, sunt fondatorii. Exact. Mai mult de 50% din companii dau faliment în primul an, încă jumătate în următorii 2, încă jumătate în următorii 6. Yes. Și atunci, dacă nu vrei să fii printre cei mai mult de 90% care vor da rasol la chestia asta, să-ți rosești timpul și resursele doar ca să înveți, mai bine te uiți la modelul lui și vorbește despre acest model EOS. Și am început să să ascult cartea, are și un PDF atașat, poți găsi cartea și în limba română, uh -huh. caută-l după Gina Wickman, tracțiune limba română, eu ascult în momentul ăsta și pe aia vreau să încep să o aplic, dar prima vreau să o aud. Că așa m-am învățat acum să ascult și după aceea vreau da. să, și, să și citesc și să și aplic. Mi se pare o idee foarte bună pentru că simplifică în șapte ore, te ajută să înțelegi mai bine cum să structurezi business-ul. V-am mai dat aici cărți pe parcursul timpului de business. Vă încurajez în continuare să țineți aproape și de Romanian Business Club pe care noi colaborăm, pe care vi-am mai prezentat în trecut. Este un loc foarte bun unde să înveți de la ceilalți. Poți să vii în clubul lor. Doar caută în Business Club. Da, pe robbc.ro poți să afli mai mult despre ei. Îi recomand cu tot, cu tot dragul pentru că uh, Vlad face o treabă excepțională acolo, am fost și noi de mai multe ori. Este un loc fain unde doar să socializezi, să afli mai multe și să descoperi dacă ești pe traiectoria corectă. S-ar putea să descoperi că altcineva mai face o chestie similară și să înveți poate din greșelile lui sau invers. Da. Și scurt, dacă ești pasionat, eu am renunțat pentru că l-am plictisit. Nu zic că nu este bun, este foarte bun serialul. Dovadă și nota de 8,7 de pe IMDB. Serialul The Boys continuă. Uh, o să apară episoade noi, apare un sezon nou, deci uh, poți să continui să-l vezi. E pe Amazon Prime, este ieftin, se vede impecabil, se aude impecabil. Ok. Dar pretty e much, pretty much it. E vorba de niște uh, supereroi care, de fapt, în spate nu sunt chiar atât de super și uh, e și dramă, e și un pic de violență, e de toate. Pe stilul Amazon Prime. dă de toate, boss pentru segmentul de cripto, ca de obicei, vă încurajăm să arucați o privire pe canalul Criptovineri, unde am publicat în sfârșit interviul cu Mihai Alisie. Mi-aș și dorit să fie un podcast întreg, abia l-am prins într-o fereastră de jumătate de oră uh, la conferința uh, uh, ETH Bucharest. Uh -huh. Am stat de vorbă un pic cu cofondatorul Ethereum, adică ăla care împreună cu Vitalik au făcut Ethereum. Da? Deci pauză un de gândire. Nu este foarte, foarte des la interviu Mihai Elisie, dar discutăm cu el posibilitatea și cu, poate cu ocazia asta îmi pun plasa la ușă, discutăm despre probabilitatea, posibilitatea destul de sigură să vină la Curiosity Summit 3.0 în toamnă ceea ce mi s-ar părea o chestie uh, din categoria cu Timi, știi? Uh -huh. Încă un român excepțional, de care nu se știe suficient aici, pe care vreau neapărat să-l aduc în fața oamenilor. Însă am vorbit în discuția cu el despre ce face cu proiectul La pe care vi l-am mai arătat. Am mai fost într-un IGDLCC da. de la distanță la momentul respectiv, într-un interviu remote, trește de leveți acum, dar ajunge din an în paște pe aici. Și uh, mă bucur că am reușit să-l prindem. Am stat un pic de vorbă cu el. Mai avem și alt, alt, alte clipuri bune, inclusiv de, de, că este perioada a anului când ne interesează partea de taxe. Uh, ce taxe trebuie să plătim în cripto, îți explică uh, Andrei Brătucu. Și ne vedem cu el din nou luni, la Crypto vineri live, ca de obicei, evident, pentru că așa trebuie, că suntem uh, la cripto, la, la partea de blockchain. Și cu asta mă la final. Încă o dată, dacă vreți, mici, cu pâine, cu muștar, cu usturoi și cu cartof prăjit. Intrați chiar Pachet acum complet. pe Gadget Boutique, adică pe gb.ro. E bună asta, e bună. Dacă vreți, dacă vreți haleală bună, haideți pe gb.ro. Nu insistați că nu le punem pe globo. <laughs> <laughs> ok. Nu avem destule. Nu am comandat okay. atât de multe pentru că eu, eu încă testez ideea asta. Deci mi-am pus banii mei, banii, de, din, mi a spart pușcolița și am zis, trebuie neapărat să fac chestia asta, nimeni altcineva. Și de-aia, cu, în ciuda Voința altora? GB.ro Scăpați-mă de ele ca să mai fac altele. Dacă nu le cumpărați, nu mai fac. Da? Sunt chiar cool, mă. Ia uite. Și dacă nu le vrei, le dai jos și aici de sub rămâne foarte discret logo-ul nostru GB.ro peste care poți să pui orice alt patch cu velcro orice alt peci cu velcro, că de le-am făcut să poți să spui orice fel de peci cu velcro, dar m-am străduit să le fac pe ale noastre cele mai mișto ca să merite banii tăi. Așadar, lasă banii tăi să vină la noi și să dăm la schimb cele mai tari peciuri din lume. Like, share și subscribe. Mulțumesc, Radu. Mulțumesc, George. Și până ta viitoare, să vă fie numai bine.